Premierul Victor Orban a revenit după 8 ani la București și a avut un mesaj surprinzător prin care arată că s-a delimitat de Rusia și de gazul rusesc. Ungaria este de altfel în continuare unul dintre principalii beneficiari ai gazului din Rusia. Cât despre România, Orban a declarat că țara noastră ar trebui să fie primită în Schengen cât mai curând, decizia din cadrul Consiliului Jai fiind una greșită. Vreau să-i mulțumesc președintelui României pentru invitație. Am venit la București după 8 ani și văd dezvoltarea care a avut loc în acești ani și vreau să-mi felicit prietenii din România. Această dezvoltare justifică parteneriatul și intrarea României în Schengen. Decizia noastră a fost greșită în cadrul Uniunii Europene și această decizie greșită ar trebui corectată. România ar trebui să fie inclusă în Schengen cât de mai curând. Vreau să vă asigur, să-mi asigur prietenii din România că pot conta în acest subiect pe țara noastră. Mai mult, premierul Orban a lăsat să se înțeleagă în discursul său că l-a dat uitării pe prietenul său Vladimir Putin și că este mai decis ca niciodată să meargă pe calea europeană. Istoria economiei europene, când importam energie și materii prime ieftine din Rusia, s-a terminat. Dorim să avem o creștere economică și securitate. Nu avem însă o strategie nouă și în această situație noi, liderii, trebuie să ne asigurăm că vom asigura popoarelor noastre securitate economică și energetică. Suntem aici împreună pentru că am fost de acord că soluția este de a identifica noi surse de energie regenerabilă. Prietenii noștri din Azerbaijan, din Georgia și din România merită mulțumiri. De asemenea, mulțumim membrilor Comisiei Europene că putem să semnăm astăzi acest acord în domeniul transportului energiei electrice. Mulțumesc, deci, în numele Ungariei. Schimbarea atitudinii lui Victor Orban e una surprinzătoare dacă este să ne raportăm la discursul halucinant pe care l-a avut vara trecută la Băiletușnat. Noi, maghiarii, nu suntem o rasă amestecată și nu dorim să devenim o rasă amestecată. Țările în care europenii se amestecă cu non-europenii nu mai sunt națiuni, a declarat Orban în vară la Băiletușnat. Iar derapajele lui Orban au continuat și după acest incident, astfel că într-un alt discurs, premierul Ungariei spunea că Uniunea Europeană va sfârși acolo unde a sfârșit și URSS.